Astăzi, 12 august, ora 10, la Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți a început repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului, care a obținut minimum nota 7 la proba scrisă în cadrul concursului național de titularizare sesiunea 2020. Astăzi, 12, începând cu ora 10, fac obiectul repartizării. Doar acei candidați care și-au obținut posturile pe viabilitate în anul școlar 2019-2020, deci anul trecut, și am funcționat în acest an școlar și au dorit să-și modifice viabilitatea în contract de muncă pe durată nedeterminată, adică ca și cadre didactice titulare. Una din condițiile necesare pentru modificarea viabilității postului în contractul de muncă a fost participarea cadrelor didactice la proba scrisă din acest an și obținerea unei note peste 7. Pentru acest lucru, aceste cadre didactice trebuie să se prezinte la proba scrisă din 29 iulie și să obțină la proba scrisă note peste 7 în disciplina postului sau catedrei ocupate. Am avut la nivelul județului Mehedinți din cele 63 de cadre didactice potențiale, ce puteau să participe la acest concurs, doar 13 cadre didactice s-au înscris. Dintre acestea, 11 au fost prezente la proba scrisă și 9 dintre ele au obținut note peste 7, două obținând între 5 și 7. Cadrele didactice care au obținut note între 5 și 7 vor rămâne cu contract de muncă pe durata viabilității postului. Celelalte cadre didactice care n-au participat mai exact la proba scrisă, rămân în continuare pe posturile ocupate atâta timp cât va exista postul sau catedra respectivă și au dreptul să-și completeze catedra sau să participe la etape de modificare, de la un fel de pretransfer de la altă unitate la altă unitate. Singura diferență că nu au acel contract pe perioadă nedeterminată și au un contract pe perioadă de viabilitate a postului. Este o nouă noțiune dată prin articolul 93 indice 1 din legea educației, care a înlocuit fostul articol 253 declarat neconstituțional. Mâine la Inspectoratul Școlar va avea loc ședința de repartizare a candidaților care au obținut minimum nota 7 la proba scrisă în cadrul concursului național sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ierarhizați pe o listă unică în ordinea descrescătoare a notelor. Pe data de 13, mâine, începând cu ora 10, va fi o altă ședință de repartizare doar pentru cadre didactice care au obținut note la proba scrisă peste 7 și mai este și condiția suplimentară ca posturile pe care au candidat sau disciplinele posturilor pe care au candidat să fie pe perioadă nedeterminată, adică posturi titularizabile. La nivelul județului Mehedinți noi am avut 22 de posturi de acest gen, dar nu avem decât la o singură disciplină s-a obținut note peste 7 la asistenți medical generaliști, pregătire, instruire practică. Conform metodologiei, există posibilitatea pentru cadrele didactice din alte județe care au obținut note peste 7 să participe la ședință.